sărbătoarea de zile mari în acest weekend la Castel Mimi. Locația de poveste, vinul select, bucatele tradiționale și muzica bună au teleportat oaspeții evenimentului într-o lume de basm, acolo unde tradiția și istoria reînvie, iar vinul poate face magie. Vinurile rafinate puse la dispoziția vizitatorilor într-o cantitate nelimitată au cucerit gusturi și au câștigat admirație. Vedeta sării a fost vinul Mâini în Șold, produs din strugurare neagră, atent selecționați din microzona vitivinicolă Speia, fiind considerat și vinul preferat al lui Ștefan cel Mare. Vinul Mâini în Șold este un vin în mare măsură ușor, cu nuanțe plăcute de prună uscată, vișină, ușor condimentat. Denumirea vinului se trage de la simbolul reprezentat pe etichetă. Mândru de țara în care s-a născut este și producătorul show-ului Ariol Ireșca, și el prezent la eveniment. Deși de peste 10 ani nu mai locuiește în Republica Moldova, visul lui este să arate lumii întregi tradițiile, cultura și istoria poporului român, care, zice el, este unică și deosebită. Nașa istorie boli glubocă. И у нас есть такая, знаете, славная история, которая заслужит внимания абсолютно любого зрителя. Вот мы приехали, чтобы показать всему миру, что у нас добрые, милые, гостеприимные люди. Și ce fel de sărbătoare fără dans și muzică tradițională? Interpreții moldoveni, încântați de savoarea vinului și de atmosfera petrecerii, n-au ezitat să-și exprime emoțiile și urările de bine pentru tot ce înseamnă Castel Mimi. Suntem la Castelul Mimi și mă bucur foarte mult că Festivalul Vinului continuă alături de noi artiștii și de lumea bună și frumoasă care vine din țară și de peste hotarele ei. Vinurile care sunt puse în degustare sunt de cea mai înaltă calitate și vor influența neapărat benefic asupra fiecăruia să sărbătorim cu toții împreună. Chiar am gustat și noi, foarte gustos. Spre seară, ringul de dans din fața castelului s-a mutat în beciurile vinăriei, acolo unde Vali Bogean Band, aroma vinului și decorul au depășit așteptările vizitatorilor. A fost ceva fără precedent, așa cum este și Castel Mimi, unic, nemai întâlnit și irepetabil.